Incendiu violent la o casă de pe strada Cicoarei. Alarma s-a dat în jurul orei 16. O vecină a sunat la 112 în momentul în care a văzut locuința cuprinsă de flăcări. Proprietarul, un bărbat de 53 de ani, era în casă la momentul producerii incendiului. Sperietura a fost atât de mare încât a suferit un atac de panică. A fost transportat la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași pentru îngrijiri medicale. Bărbatul nu era singur în locuință, însă toți ceilalți au reușit să iasă teferi. Timp de 4 ore, pompierii au făcut eforturi pentru a stinge flăcările. Au fost distruși 100 de metri pătrați de acoperiș, electrocasnice și elemente de mobilier. La fața locului au fost direcționate de urgență 3 autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor calificat. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitării, incendiul se manifesta la întreaga locuință, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. În urma recunoașterii au fost suplimentate forțele și mijloace de intervenție cu autospecială de stingere și un echipaj pentru transportul la apei. Se pare că incendiul ar fi izbucnit de la jarul căzut din sobă.